Bine ați venit! Daniel, mă numesc. Pe zona asta, numai două adunări suntem din județul Vaslui. Chiar acum suntem ajunși la familia din Tăcutaș. Ei nu știu nimica. Chiar acum au terminat cântarea de cântat. Au acordionul ăla vechi pe care o să-l vedeți în video. Are diferite clape, lipsă stricăciuni la el. Și acum noi o să luăm acordionul și o să mergem cu nou acordion la ei. Ei nu știu nimica. O să fie o surpriză. Da, ce chiar puteți cânta cu toți o cântare, dar puteți sta în partea asta la altă ca... Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru dumneavoastră aceasta, în care Dumnezeu a hotărât să fie o sărbătoare în Biserica de tuturor. Mi-aduc aminte, acum o săptămână în urmă mă rugam și spuneam, Doamne, mai trimite pe cineva, mai trimite pe cineva ca să ne înviorăm și noi cu cântări. Este o cetate de scăpare, nu privi în jur, la grie și comod. Domnul îți oferă o zi de salvare, să fii iertat, e un har. Să fii liber, e un mare har pe care Dumnezeu îl dă celor care cred în El. Dar în această seară Dumnezeu este cel care dă eliberare. Dumnezeu este cel care dă iertare. Și primește. El e un tată bun. Nu știu chemarea de câte ori ți-a fost adusă în față, chemarea pentru a fi un urmaș al lui Hristos. Vreau să spun, Dumnezeu te așteaptă, poate chiar în seara aceasta, să spui, vreau să devin un urmaș devotat al lui Hristos și vreau să-L aleg pe Hristos. M-am hotărât să urmez spre O experiență foarte frumoasă. Tinerilor care nu au fost într-o misiune creștină, îi îndemn să participe pentru a vedea cum Dumnezeu lucrează la inimile oamenilor. Misiunea de la Vaslui mi-a plăcut foarte tare, a fost foarte frumos. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și sper că după ce ați văzut acest videoclip să întăriți chemarea poate pe care ați avut-o. Vreau să spun că în Biserica Pentecostală numărul 1 Vicov de Sus este un potențial foarte mare de tineri dedicați pentru slujirea de misiune. Dragi tineri, mulțumim celor ce s-au implicat activ în misiunea care a fost organizată în zona Vasluiului. Am văzut mâna Domnului la lucru. Sfătuim și tinerii care ar vrea să se implice, să ia legătură cu frații Ursache
și împreună vrem să organizăm misiuni mai ample decât ceea ce am făcut acum. Este nevoie de misionari în zona Vasluiului, Bârladul și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Amin.